SECERAJ ESA anunță că pentru efectuarea unor lucrări în municipiul Constanța va fi oprită apa potabilă începând cu marți 20 iunie, de la ora 23 până miercuri 21 iunie, ora 14. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Aurel Vlaicu, Suceava, Alexandru Lăpușneanu, Cismelei, Dispensarului, Aurel Vlaicu și punctele termice 140 și 142. De asemenea, vor rămâne fără apă consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, porțiunea cuprinsă între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și Tomis, inclusiv străzile adiacente Diamantului, Smaraldului, Opalului, Perlei, cei de la Alea Hortensiei, de pe Alea Universității și străzile adiacente Jadului, Granatului, Aviator Șerbănescu, Satul de Vacanță, Complexul Dobrogea, Mamaia Nord, Mamaia Sat, Cartierul Depozit 10, Zona Tabăra de Copii Năvodari, Unitatea Militară, Bateria de Coastă, Ecluză Năvodari și Stația de Pompare Năvodari. Vor avea apă cu presiuni reduse consumatorii din stațiunea Mamaia, cartierul Faleză Nord și cartierul Tomis 3. Reprezentanții companiei își cer scuze față de abonații afectați și asigură că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, toți consumatorii afectați de această oprire sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic.